Secția de oncologie a fost inaugurată cu mare fast anul trecut, după ce șefii județului au făcut rost de bani pentru reabilitarea în totalitate a acesteia și dotarea cu aparatură medicală. Dacă planul oficialilor din Ministerul Sănătății va fi pus în practică, unitatea ar trebui modernizată din nou și echipată cu și mai multe aparate. Valoarea totală a noilor investiții ar trebui să fie de aproape 13 miliarde de lei vechi. Subprefectul Marcel Romanescu spune că banii sunt bineveniți, însă destinația lor nu poate fi schimbată. Spitalul județean de la Târgu Jiu va beneficia de sume în valoare de 20 de miliarde, aproximativ 20 de miliarde, pentru două secții, secția de ATI și secția de oncologie. Existau variante ca banii să meargă la alte secții sau doar strict pe oncologie și ATI? Programul național, la momentul acesta, se dezvoltă doar pe cele două secții, pe secția de ATI și secția de oncologie. Și eu cred că banii pentru județul Gorj și pentru Spitalul Județean sunt bineveniți. În acea situație este și secția de terapie intensivă. Ultimele lucrări realizate la Spitalul Tudor Vladimirescu au fost finalizate chiar în această iarnă, iar președintele Consiliului Județean, Ion Călinoiu, a mers personal în inspecție. Acolo ar trebui investite alte 7 miliarde de lei vechi. Șefii Spitalului Județean spun că banii ar trebui cheltuiți mai degrabă pentru modernizarea secțiilor aflate în paragină și nu pentru unitățile deja renovate. În măsura în care vin banii, ei vom vedea ce putem să facem și să vedem dacă nu cumva banii repartizați modernizării secției de oncologie putem să-i folosim pentru modernizarea altor secții. Deci prioritară, sigur că da, ar fi prioritară este modernizarea secției de boli infecțioase, care după cum știți este singura locație, singura clădire din locația de la Pasarelă. Guvernanții ar fi trebuit să cheltuiască cele 20 de miliarde de lei vechi pentru rezolvarea adevăratelor probleme ale sistemului sanitar din Gorj. Secția de psihiatrie a Spitalului din Duceni este doar unul dintre exemple.